Următorul videoclip te poate terifia sau te va face să te îndoiești de tot ce vei afla în continuare. Pregătiți-vă pentru o teorie stranie, una în care Pământul se sfârșește în anul 2012. Poate că vă întrebați cum s-ar putea termina lumea în 2012 dacă deja am trecut de acea dată. Bineînțeles că lumea nu s-a sfârșit în acel an, puteți vedea asta uitându-vă pe fereastră. Hai să derulăm timpul înapoi până în anul 2012, pentru că în acel an s-au întâmplat niște lucruri foarte ciudate. Poate că vă amintiți de el ca anul în care se termină calendarul maiaș. Cred că știți despre ce vorbesc, au fost milioane de televiziuni și articole în toată presa din lume despre faptul că în anul 2012 se termină calendarul maiaș și despre felul în care lumea avea să se termine de asemenea. În același an, cercetătorul Peter Higgs a descoperit bosonul Higgs, sau așa numita particula lui Dumnezeu, în cadrul Organizației Europene pentru Cercetarea Nucleară. Aceasta este particula despre care Stephen Hawking a prezis că va distruge Universul. În orice caz, pe scurt, asta va însemna sfârșitul Universului. Deci, în 2012 s-a sfârșit calendarul maiaș și o particulă care poate literalmente distruge Universul a fost descoperită, iar noi ne jucăm cu ea după bunul plac. Ce-ar fi dacă oamenii de știință care cercetau asta chiar o dădeau în bară? Dacă am fi fost absorbiți într-o gaură neagră și încă pur și simplu nu am realizat asta și trăim acolo de atunci și până în prezent. Sună nebunește, nu-i așa? Unii fizicieni cred totuși că acest lucru poate fi posibil. Găurile negre sunt corpuri cerești uriașe care pot lua naștere în urma imploziei unei stele. Când una dintre aceste stele moare datorită faptului că rămâne fără energie și nucleul său suferă o prăbușire gravitațională, poate ajunge să aibă o temperatură de până la 100 de milioane de grade Celsius. Atomii și electronii se lovesc unii de alții și apoi se rup în bucățele mici, iar forța gravitațională este atât de puternică încât nici măcar razele de lumină nu îi pot scăpa. De aceea se numește gaură neagră. Ca o paranteză, există o gaură neagră enormă în centrul majorității galaxiilor, inclusiv în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. Deci, nimeni nu știe cum este în interiorul unei găuri negre, ceea ce înseamnă de asemenea că am putea fi în centrul uneia chiar acum. Cum ai ști că nu te afli acolo dacă nu ai experimentat asta niciodată? Nu avem cum să afirmăm asta cu exactitate, tocmai despre acest lucru este vorba. Mulți oameni au relatat că începând cu anul 2012, lucrurile nu se simt atât de bine. Desigur că termenul de bine este diferit pentru fiecare persoană, dar nu putem ignora faptul că a fost foarte mult haos în ultima perioadă. Probleme politice, umanitare, sănătate, mediu mai nociv. Acești oameni care afirmă asta cred că este posibil ca testele din cadrul Organizației Europene pentru Cercetarea Nucleară să fi distrus Universul așa cum îl știm noi și că toți suntem acum parte dintr-un univers paralel aproape identic cu locul de unde venim. Teoria Universului care afirmă că sunt mai multe universuri în spațiul cosmic este susținută de o mulțime de fizicieni și oameni de știință din diverse domenii. Unele persoane chiar cred că există și dovezi care confirmă teoria multiversului, cum ar fi efectul Mandela. Efectul Mandela este reprezentat de o memorie falsă partajată. Poate că sună ciudat, dar este un lucru real. Cel mai faimos exemplu este cum zeci de oameni și-l amintesc pe Nelson Mandela care moare în închisoare în anii 80, când de fapt el a murit în anul 2013, la mulți ani după ce a fost eliberat din închisoare și a trăit o viață prosperă și fericită. Sunt o mulțime de exemple ale efectului Mandela, lucruri mărunte sau evenimente importante de care zeci de oameni își amintesc fiecare diferit cum a evoluat evenimentul față de cum s-a întâmplat cu adevărat. Poate că ne amintim diferit aceste lucruri pentru că s-au întâmplat de fapt diferit. Revenind la multiversuri, poate că în universul nostru original pe care am fost nevoiți să-l lăsăm în urmă odată ce am fost absorbiți de gaura neagră creată de particula Higgs, am trăit altfel evenimentele, de aceea ne amintim în moduri diferite acțiunile trăite în fostul nostru univers. De fapt, nu cu foarte mult timp în urmă, pe una dintre platformele de chat de pe internet, o persoană care a luat parte la discuție pretinzând că este unul dintre cei 23 de cercetători din cadrul Organizației Europene pentru Cercetarea Nucleară, a declarat că este adevărat zvonul potrivit căruia planeta a fost distrusă și noi ne aflăm acum într-un univers paralel simulat, aproape la fel ca în filmul Matrix. Trebuie să menționăm că nu doar maiașii au prezis sfârșitul omenirii în anul 2012. Ca să clarificăm lucrurile, dacă privim totul dintr-un unghi mai realist, nici măcar maiașii nu au prezis sfârșitul lumii, doar calendarul lor a avut ca ultimă dată anul 2012.
aproape la fel ca Terence McKenna. Dar, ca să fim corecți, acesta nu a precizat că lumea se va sfârși în anul 2012. Însă, el a prezis că realitatea rearanjează evenimentul. Cum a ajuns el la această idee? Ei bine, este puțin complicat pentru că el a folosit formula Time Wave Zero, care decodează matematic secvența King Wen din cartea I Ching, transformând-o într-un grafic care urmărește modelul fractal al istoriei. Din acest grafic rezultă singularitatea unei complexități infinite. Cred că v-am pierdut de mult. Pe scurt, este ca și cum ai avea o rolă de hârtie igienică înfășurată într-o spirală, unde rola reprezintă timpul, acesta la rândul său continuă să se rotească continuu într-o spirală de bucle reprezentate de hârtia în sine, care devine din ce în ce mai mică și mai subțire, până se termină toată. Cam seamănă cu o gaură neagră, nu credeți? Un alt tip care a prezis că lumea se va sfârși în 2012 este Preston B. Nichols. Se presupune că el este un cobai al experimentelor de călătorie în timp care au avut loc în baza forțelor aeriene Montauk. În orice caz, Nichols a afirmat că cei care au făcut experimentele nu au putut călători în timp mai târziu de anul 2012 pentru că nu a existat nimic după acea dată. Dar ce este mai ciudat la această persoană este faptul că el a dat toate aceste informații în anul 2014, dar el pretinde totodată că nu s-a putut călători mai târziu de anul 2012. Este cam ciudat, deoarece oarecum se contrazice singur. Poate că trăim în interiorul unei găuri negre sau într-un simulator, sau într-un univers aproape identic cu al nostru, dar nu chiar la fel. Asta sună ciudat, de parcă lumea a luat o razna, ceea ce are sens. Dar unii cercetători sunt de părere că în cele din urmă toate pot fi adevărate. Voi ce credeți? Ați înțeles ceva din acest videoclip? Spuneți-mi în comentarii, chiar sunt curios. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!